Ok, ok. Deci pe față. Da, e foarte corect. Că unii zic că nu. Ba da, pentru că este probă, că nu e probă. Altfel... Da, ții cu lipici. Cu scuipate. I-am dat, da, da. Nu mai da. Hai că o luat. Da, pe nu, așa. Păi trebuia să o pun tot acolo, la cu ei. Ce să face un vecin? E plin la parte de drum, mama. Adică dacă vrei să ajungi mare, ajunge în pistă. Și totuși se poate. Că speranța mare ultima, Lucian. Muncește cineva degeaba? Că ei zic acum că e voluntariat. Și voluntariat dacă fac, prind experiență în ceva, Lucian. Ok? Da, da. Păi, de ce fac, de ce trebuie să fac voluntariat, să muncesc pe degeaba? Corect, nu? Da. Deci, fac voluntariat ca să învăț meserie. Că nu te învață nimeni acum, cel puțin, ca să înveți meserie, să faci practică pe ceva, dacă n-ai pile și școala de asistenți, dacă o termin, că sunt mulți care o termină școala, dacă nu-i angajează în spital ca să lucreze, corect, nu? Ei de unde să știe? Că acolo îi predă decât teoretic. De unde să facă practic? E greu. El zice cu berea să ne mai stăm să mai ne cinstim. Dar după cât de obosit și așa, mai plece și el, mai stea și el când e și de el tânăr, mai stea și el cu femeia. Eu dacă nu plecam azi la 12 sau așa, eu nu mă întâlnesc cu nevastă mea după o săptămână, Lucea. Și vorba aia, că suntem mai în vârstă, dar el că e mai tânăr. Știi ce zic? Păi nu mai ai și tu nevoie să... Să comunici tu cu partenera ta, mai faci și tu sex, mai eliberezi și tu ouăle, mai... Ce vorbești? Șansa asta, așa, ca să fac grătarul singur, îți dai seama că am niște friptură în frigider făcută, ori încălzesc, mănânc. Bine, că am mâncare gătită, a făcut ardei umpluți, iar că nu fac să mai gătești. Să mănânc și formă că a zis, începez că de la un timp a început să cam consumi alcool. Când am fost cu domnul Cui atunci. Așa și eu nu mint, mă, Lucian. Pentru ce, nu? Și zice, de ce ați făcut acolo? Eu zic că am fost acolo cu toții. Dacă lucrează, ia uite. Dacă cineva spunea lucrează la spital și zic doamna doctor, așa, domnul Cuiu, că altfel, ce te duci acolo cu bagabonții? Cu ce bagabonți, mă, că am stat la masă cu oameni. De lasă-mă că trece chestia asta și cu urmă o să te iau și pe tine în grup ca să cunoști. Uh-huh. Păi, logic, nu? Da. Altfel ce zice? Că, păi tu te duci și... Păi nu, când ești liberă și așa, ai când să rezolvă problemele. Cum a zis cu chestia, cu serviciu, cu niște locuri de muncă mai așa, că se pot trage niște șmecherii, nu? Respectivele cu BCR-ul, cu toate alea. Toate sunt în mâna noastră, nu? Mie mi-a părut rău de chestia cu Marina, așa că eu am cam început de un an de zile
știam ce vreau.